Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Mesajul pe care eu trebuie să-l am în seara aceasta pentru voi este despre prieteni, despre relaționare, despre socializare și despre oamenii care ne influențează. De obicei, atunci când avem prieteni, ne punem inima pe tavă, iar unii iau cuțitul și o bagă în ea. Pe când alții se uită cu grijuri și dacă găsesc cioburi, caută un super glu să le lipească. O să vorbesc despre prieteni pentru că fiecare din voi ați avut o vârstă ca și mine când am avut impresia că părinții ne-s cei mai mari dușmani și colegii de clasă cei mai buni prieteni. Și pe cum o să vă maturizați în viață, pe așa o să înțelegeți că de fapt s-ar putea să nu fie chiar așa. Și ce să spun, mi-aș dori să am vârsta voastră și mintea mea, știți? Adică să am 20 de ani și să am mintea de la 38 de ani ar fi fenomenal. Aș fi mai atent la prietenii cu care stau de vorbă, aș fi mai atent la wall, pe cine urmăresc, la Instagram, la cine dau accept și așa mai departe. Astăzi nu vreau să vă prezint părerile mele despre prieteni, ci vreau să vă prezint ceea ce spune Biblia despre prieteni. Noi, la Pentecostal, folosim cuvântul mărturisire, dar în general spovedanie e cel mai bun cuvânt. Primesc spovedanii, la fel ca și Bogdan Șulării, poate 80-100 pe zi. Nu reușesc nici 5 sau 10 să răspund la ele. De ce? Fac o paranteză. În comunicare sunt trei părți. Cuvintele care contează doar 8%. Mimica și gesturile împreună și tonul vocii contează 92%. De exemplu, dacă eu îi spun soției, I love you, eu am spus 8% ceva fenomenal, însă 92% arată contrariu. Vedeți? De aceea, în spovedanie, nu accept decât față în față. Și la fel ar trebui să faceți voi în discuțiile sensibile și în multe alte lucruri, pentru că altfel doar 8% se aude. Pe Facebook, pe Insta, pe TikTok, pe WhatsApp, pe FaceTime, se aude doar 8%. Iar când aud doar 8% din ceea ce vrei să-mi spui, aproape întotdeauna îmi voi face o părere proastă sau o părere greșită. Dacă eu am datele despre vremea de mâine doar 8%, cu siguranță o dau în bară cu privire la cum o să fie vremea mâine. Am spus despovedanie. În 90% din cazuri, poate 95% din cazuri, toți tinerii care îmi spun, mă droghez, beau, fumez, curvesc, trăiesc în concubinaj, mă tai cu lama, am gânduri de sinucidere, în 90% din cazuri, asta vă spun după ce am luat mii de spovedanii, anturajul are cea mai mare influență. Cei mai mulți au început cu o țigară, cu o băutură, cu un bergambir, cu un drog, cu orice altceva, doar ca să fie integrați într-un cerc de prieteni. Din nou, pe măsură ce vă maturizați, îmi spunea cineva ieri, domnul pastor zice, nu pot să dorm noaptea, așa de tare mă doare ce spune unul sau altul. Zic eu, de când nu mă mai interesează ce spune unul sau altul, dorm foarte bine. Din nou, pe măsură ce vă maturizați, o să vedeți că prea puțin contează ce spune unul sau altul și prea mult contează ce spune Dumnezeu. Și aia trebuie să ne intereseze. Cel mai mult asta contează. Iubiții mei, avem aici un slide, nu știu dacă se vede până în spate. Mă bucur foarte mult. Am pus slide-urile astea doar cu punctele principale ca să rețineți mai ușor cum ne alegem prietenii. Și în primul rând vreau să încep astăzi cu trei persoane toxice pe care trebuie să le evitați cu orice preț. Sau trei feluri de prieteni pe care trebuie să îi ocoliți. Că dacă nu îi ocoliți, o să vă distrugeți. În primul rând, oamenii vicleni. Și aici am pus o imagine ca să vă rămână în minte, o vulpe. Da, o vulpe. Spune Iisus Hristos, și chiar o să insist foarte mult, să nu veniți neapărat la o confesiune religioasă, ci să veniți neapărat să citiți Biblia. Și la Luca, Oli și Bogdan, sigur, o să vă spună mai mult despre asta. O să găsiți în Biblie, Iisus spune așa, când vorbește despre Irod. Spuneți vulpii aceleia. Deci Iisus nu zice, spuneți-i la Irod. Spuneți vulpii aceleia. Adică sunt oameni care sunt ființe.
dar au caracter ca și animalele. Și când te gândești la o vulpe, totdeauna îți vine în gând chestia asta, că merge pe furiș să fure o găină. Iubiții mei, în 2 Samuel 13 cu 33 spune Biblia, Amnon avea un prieten, vorbind despre prieteni, numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șire, foarte viclean. Acum, presupun că nu știți povestea lui Amnon din Biblie, dați-mi voie într-un minut să vă spun. Amnon avea o soră, pe nume Tamar, de care s-a îndrăgostit. Era împotriva legii biblice să te îndrăgostești de sora ta. Dar în fine, omul ăsta era prea puțin interesat de ce spune Dumnezeu, la fel cum sunt mulți tineri astăzi și foarte mult interesat de plăcere. Era o reclamă mai de mult, dacă știți bine, trăiește clipa. Da. Asta, la asta merge lumea. Și atunci el nu știa cum să ajungă să se culce cu ea. Acum sper să nu mă audă băieții, vreau să le spun ceva la fete. Deși voi știți mai bine ca mine. 99% din băieți vor doar trupul vostru. Nu vă vor pe voi. Și la cum dați unii din cap, cred că v-ați dat seama că v-ați dat seama deja de asta și n-am venit 6 ore ca să spună noutate. De aceea, hai să fac o paranteză ca să vorbesc despre familie, căsătorie. Prin harul Domnului am 14 ani de când sunt căsătorit și nu am niciun gând să renunț la nevastă mea până ce mor. După ce mor, o să văd ce să fac. Dar până mor n-am de gând să renunț la ea. De ce concubinajul nu e acceptat de Biblie? O să spuneți, da, domnul pastor, vreau să-mi trăiesc viața. Dumnezeu pentru femei are o afinitate deosebită în sens că vrea să le protejeze foarte mult. Un bărbat, iertați-mi expresia, merge la o femeie stricată din lume și la consiliere, vreau să vă spun că sunt femei în lumea asta și în România care nu vor afla până mor că au fost înșelate. Și bărbaților mi-au spus mie asta și au spus la Bogdan Șulri asta și la alți păstori. Pentru că un bărbat întotdeauna vede sexul, întotdeauna, în cele mai multe cazuri, ca o descărcare. Pe când femeia vede sexul, e relația intimă, ca o împlinire, ca un apogeu. Un bărbat poate avea relații intime cu o femeie fără să o iubească. Și o femeie nu poate înțelege asta. De aia, dacă o femeie află că a fost înșelată de bărbatul ei, e traumatizată și nu poate ierta lucrul ăsta foarte ușor. Și nu poate trece ușor peste asta. În momentul relației intime, femeia eliberează oxitocină foarte multă și îi dă o stare extraordinar de bine, dar ea are relația intimă și cu sufletul, cu sentimente. Bărbatul nu are nevoie de lucrul ăsta. Știu că ce spun acum e drastic să auziți. Iubite fete, în paranteza asta, ascultați-mă bine, dacă vreți să vă testați băiatul care vorbiți, spune așa, până nu juri în fața altarului pentru mine, și până nu semnezi la primărie pentru mine, te rog frumos să nu mă atingi. I know that it sounds really strange. Știu că sună ciudat. Dar eu vă spun asta pentru că țin la voi. Și le spun fetelor mele care au 13 ani deja și 11 ani lucrul ăsta. Am fost în piață să cumpăr roșii și când am pus mâna pe roșii, am mai pus mâna pe câteva, știi ce mi-a zis ăla care vindea? Dacă ai pus mâna cu maiale. Ați înțeles legătura? Băieții vor să pună mâna pe voi, dar nu vor să vă ia pe voi. De-aia multe ajung să facă avorturi, pentru că el s-a descărcat, a avut relație cu ea și a plecat. Și fata simte un colaps și plânge luni și ani de zile. Și nimeni nu înțelege. Concubinajul înseamnă plăcere fără responsabilitate. Și m-aș bucura dacă toți preoții din România și toți păstorii are și public, și în loc de mizerele care sunt la televiziune, să spună lucrurile astea ca să salvăm tinerii. Că o fată e traumatizată când vede că după 6 luni, după ce te-ai culcat cu ea, te ieși și pleci cu alta. E traumatizată, e terminată, pentru că ea nu a văzut sexul, relația intimă, ca o descărcare. Ea a văzut ca o dedicare pe viață lucrul ăla. Că e corpul ei, e sufletul ei, e viața ei lucrul ăla. Apropo, n-am venit decât să vă spun lucrurile astea. Dumnezeu, în timp ce vorbeam, mi-a spus să spun lucrurile astea. Că unii dintre voi ați trecut prin traumele astea. Și n-ar trebui să mai treceți. Și atunci Dumnezeu spune așa prin Apostolul Pavel, curvia sau orice alt fel de necurăție să piară din mijlocul vostru. Adică le spune la băieți așa, să aveți un loc de muncă, că e la birou, că e la câmp, nu contează, să vă puteți întreține familia.
Maica mea spunea o vorbă și muream când auzeam vorba asta și nu suportam. Dragostea trece prin stomac. What? Cum? Acum când avem doi copii cu pampers și cu lapte praf, la un an și 8 luni diferență, îmi dau seama că dragostea trece prin stomac. Și la băiat îi spune, maturizează-te și nu uita că fata asta sau femeia asta nu e un obiect. De aceea pornografia e păcat, pentru că pornografia face dintr-o fată un obiect. Și ea când vede că tu ai folosit-o doar ca să te descarci tu hormonal, ea e terminată. Ea se simte abuzată. Voi habar n-aveți, iubiții mei, eu vă spun asta că aș vrea să aveți familii fericite. Eu am o familie fericită, deși am 8 copii. Dar am binecuvântarea lui Dumnezeu în casă. Fericire nu înseamnă doar plăcere, fericire înseamnă și responsabilitate. Și atunci Dumnezeu spune așa, căsătorește-te doar în momentul în care ești conștient că plăcerea vine împreună cu responsabilitatea. Și mă duc în fața unui ofițer civil și semnez. Și când semnez, spune Biblia că Dumnezeu e martor. Și mă duc în fața altarului și mă pun pe genunchi. Și acum o să vă spun ceva, fetelor, și vă rog să mă iertați că sunt direct cu voi. Iertați-mă. Dacă vă mințit până atunci, până în fața altarului, să știți că și în fața altarului vă minte. Iubiți-mă, ascultați-mă. Dacă Cristi Boariu, păstorul Cristi Boariu, minte, nu vorbesc că minte din greșeală că am crezut că plouă, dar totuși o nins. Nu la asta mă refer. Cu premeditare. Să știți că Cristi Boariu e în stare de orice altceva. Minciuna înseamnă o fisură de caracter groasnică în dreptul unui om. Un om care minte, ascultați-mă, e în stare să facă orice. Adică dacă el spune, eu cred că Dumnezeu există și minte, el nu are de face cu Dumnezeu nicio treabă. De aceea să fiți atenți, nu la... Frate pastor, cu ce mașină să mergem? Pune, putem la S-Class în ziua anunții. Și cu cărnuțul de butălie puteți merge. Și cu Pegasul, și cu mountain bike-ul. Nu contează. Iubiți mei tineri, ascultați-mă. O să predic la noi mâine, duminică dimineață. Mire și mireasă e doar o zi. Doar o dată în viață ți se face mâncare gratis. Doar o dată în viață primești toți banii de la cei care sunt lângă tine. Doar o dată în viață ești servit, ți se dau flori, ești pupat și zâmbești până te dor mușchi. Și când ziua aia se termină și nu vă imaginați ce repede se termină, încep responsabilitățile. Și dacă el a fost un leneș până atunci, o să fie leneș și după aceea. Să nu credeți că altarul schimbă. Nu. Întâlnirea personală cu Dumnezeu mă schimbă. De exemplu, eu umblu foarte mult, într-o parte și în alta, la fel ca și Bogdan. Dacă n-aș avea frică de Dumnezeu, aș putea să mă înșel nevasta la orice hotel stau. Și ea nu va ști niciodată lucrul ăsta. Dar pentru că am frică de Dumnezeu, pentru aia nu fac lucrul ăsta și nu-l voi face niciodată. De aceea, tabăra asta nu are treabă cu o religie anume. Tabăra asta unde voi v-ați strâns astăzi este să vă pună pe toți într-o legătură cu Dumnezeu. Pentru că dacă ai o frică de Dumnezeu, ai prieteni binecuvântați, ai familie binecuvântată. Oamenii vicleni, vă spuneam că am nonsul drăgostit de sora sa și au zis, mă, cum să mă pot culca cu ea? Hai să vă spun ceva la fete. Cu cât o fată se dezbracă mai ușor și se lasă atinsă mai ușor, cu atât e mai ieftin în fața unui băiat. Și cu cât o fată e mai cu demnitate, mai cinstită, mai fidelă, mai integră, cu atât va spune don't touch me, nu pune mâna pe mine. După nuntă o să ai timp să pui și mâna pe mine. Și hai să vă spun ceva, pentru un băiat serios, asta e o provocare. Și spunea cineva ceva fain, dragostea adevărată așteaptă, așteaptă. Dragostea adevărată așteaptă. Și atunci vine vulpea. Ionadab spune Biblia că avea un verișor numit Shimei, un om foarte viclean. Și auziți ce spune Shimei lui Ionadab, lui Amnon. Auziți ce spune Ionadab lui Amnon. Păi fă-te că ești bolnav. Fă-te, încearcă să fii ceea ce nu ești de fapt.
Și aici am putea predica o oră despre făsărnicie și prefăcătorie, dar nu vreau să vă țin atâta că trebuie să ajung la o nuntă. Ok. Se face bolnav băiatul ăsta, se pune în pat și când vin oamenii și doctorii spune singura care poate intra să mă servească și să mă ducă mâncare la pat este Tamar. Și Tamar, cu o inimă sinceră și credulă și bună, vine cu mâncare la pat. Și când ajunge cu mâncarea la pat, el o prinde de mână și spune închideți ușa. Și o violează. Și o violează. Era un obicei atunci, așa ar fi fain să fie și astăzi. Fetele, fecioare, aveau o îmbrăcăminte specifică. Astăzi, la cum umblă unele, nu știu dacă e fecioară sau nu mai e fecioară. Apropo, în România de astăzi, din păcate, te simți jenată să se spui că mai ești fecioară. În fața lui Dumnezeu, până la căsătorie să fii fecioară, e o calitate fenomenală. Este Tamar țipând, plângând. Nu vă mai spun altceva, că vreau să citiți acasă episodul. Vreau să vă spun doar atât. După câteva luni, Amnon este omorât de fratele lui ca o răzbunare. Pentru că viclenia unui prieten i-a dus moarte. O să vă rog în seara asta să nu uitați, pus de mai departe, ce înseamnă viclean. Inteligent în a-și atinge obiectivele prin metode indirecte sau înșelătoare. Să nu vă luați doar prieteni inteligenți, să vedeți dacă sunt inteligenți la prostie sau la ce trebuie. Că inteligenți sunt toți până la urmă. Dar vezi, inteligent la a fi demn, fidel, cinstit, mărturie bună sau la fel și fel de lucruri. Doi, alți prieteni de care să vă feriți sunt bârfitoare. Hai să vă spun ceva. Dacă eu cu cei doi frați aici, n-am voie să mă apropie atare de stație, vorbim despre voi și voi nu ne auziți. Și dacă toată ziua ne ocupăm despre alții și eu mă ridic de la masă și plec, știți ce vor vorbi ei doi despre mine? Iubiții mei, hai să punem de mai departe. Uitați ce spune Eleanor Roosevelt. Mințile mari discută idei. Tabăra asta a fost o idee. Pentru că cineva în spate a zis, hai să facem ceva frumos pentru România asta. Când alții împart droguri, noi să împărțim Biblie. Mințile mari discută idei. Cele medii discută despre evenimente. No, cum o fă la Anton, zice? Cum o fă la Never See? Cum o fă la... Iar mințile mici discută despre alții. Ești cel mai slab ca și IQ când toată ziua vorbești despre altul. Și ești cel mai sus și cel mai înalt când spui ce aș putea să fac pentru satul meu. Oradea aici la un pas de voi, dar abia aștept să ajung de seară la două noapte în Oradea. Voi ajunge de la nuntă. E un fenomenal oraș, pentru că domnul Bolojan, în loc să discute despre ce fac alții, au zis, hai să facem noi ceva. Hai să facem noi ceva fain. Mă duc mai departe, din Biblie, Proverbe 20:19. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu își poate ține gura, să nu te amesteci. O altă traducere spune, o bârfă trădează o încredere, dar o persoană de încredere păstrează un secret. M-a sunat cineva într-o zi, domnul pastor zice, v-am sunat să vă spun ceva despre cineva, zic, e de bine sau de rău? Păi zice, e de rău că dacă era de bine, nu-mi costă mai minutele, zice, că și așa n-am multe, zice, și vă sunt în Germania. What? Adică, ca să duci o bârfă, consum, nu-i problemă. Dacă să spui cum Dumnezeu a lucrat în viața ta, de ce nu mă sunt pentru asta? Și am spus și vă spun și vouă astăzi, zic, măi, atunci aveam 7 copilași acasă, zic, am 3 tomberone, mi-s pline de gunoi. Tu vrei să-mi dai gunoi mai mult acum prin telefon? N-am multe să mai ponză gunoiul ăsta. I-am vorbit plastic ca el să înțeleagă. Metaforic. Și i-am închis telefon. Fugiți de bârfitori. Dacă fratele Florin, după predica mea și că după ce plec eu, se va ridica în picioare și va spune am auzit despre Cristi. Asta. Vreți să vă spun ceva? Toată predica mea va fi anulată. De ce? Că întotdeauna borcanul cu gunoi miroase mai tare decât ăla cu miere.
Trebuie să vezi ce vrei să fii în viață. Voi, dacă ați fi maturi, ar trebui să spuneți: Florin, ai văzut cu ochii tăi aici, ce ai bărfit despre el? A, păi nu, că am auzit de la un prieten. Ok, putem să-l sunăm pe prietenul. A, că nu am numărul lui. Atunci tași din gură că strigi reputația unui om care lasă acasă copii și merge pe țară. Nu-i vorba de mine aici neapărat. E vorba de a înțelege că atunci când vine o bârfă, trebuie să te întreb, ai verificat lucrul ăla? Sau îmi spui cu părere de rău că până la urmă toți avem defecte. Îmi spui ca să ne rugăm pentru omul ăla, să-l ridicăm sau să-i mai dăm un anca. Aveți grijă la bârfitor că e full day. 3. Oamenii lumești. Aici când am folosit termenul lumesc, m-am referit la oamenii care care nu vor să ferească cu Dumnezeu. Spune Pavel în 1 Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Bun. Mi-aduc aminte, eram în liceu și colegii de clasă îmi spuneau: Cristi, vrei să mergem în toaletă să fumăm? Eu am avut harul pe care unii din voi poate nu l-ați avut să cresc în familie unde mama și tata au fost foarte strict. I-am urât mult pentru asta. Acum, de-abia aștept să-i îmbrățișez și să le mulțumesc. Și am zis, eu nu pot, dacă vreau premiu întâi, să mă duc în toaletă cu voi să fumez. Asta e una, adică nu așa de bine să mă duc să zic că domnul Băoariu ăla care l-am văzut în WC-ul cu Marlboro, o luau premiu întâi. Ceva nu merge, știi? 2. Nu vreau să mă duc să fumez și să beau, pentru că dacă fac 21 de zile lucrul ăsta, devine un obicei. Tot ce faceți 21 de zile devine un obicei, să nu uitați lucrul ăsta. A 3. Prima țigară e gratis, apoi plătiți voi. M-a întrebat cineva, bă, dar cum dai Mercedes după 17 ani de lucru în informatică, cum dai Mercedes? Păi zic, dacă e 2000 de lei care dădeam pe lună pe țigări și băutură și îl mulțesc cu 14 ani de zi o mașină. A, da. Ok, zice, ok. Înțelegeți? Adică sunt niște vicii care nu are rost să intrăm în detalii. Eu știu femei care spală și schimbă bărbați care vin acasă la ora 5 dimineața. Pune o imagine faină, că vreau să vă arăt o imagine frumoasă. Un cartof stricat dintr-un sac poate rapid să contamineze și să transmită putregaiul și celorlalți cartofi din sac. Mă duc într-o zi la mine în cămară, ca să vă spun cum am dat de imaginea asta. Mă duc într-o zi la mine în cămară și mirosea foarte urât. Și eu zic, mă, ăsta cred că am niște șoareci pe aici. Mă duc, le fac bacon din ăla prăjit, îmi vinea mie să-l mâncă, așa fain l-am făcut. Am luat carton, am pus baconul pe carton, am dat așa cu pastă din aia ca să prind șoareci. Mă duc, îl pun seara acolo, îi zic la nevastă mea, până dimineața o să vezi, tăță-s aici în genunchiață. Bine, dimineața mă duc, niciun șorec. Bă, zic, dar cum poți să refuzi așa o mâncare bună care le-am făcut-o? Vine soția, să știți că femeile au un miros totdeauna mai bine ca și mai bun ca și bărbați. Și asta poate fi luat în două moduri, știți? Au o intuiție mai bună și au pus Dumnezeu în ele un dar. Și vine soția și spune, aici nu sunt șoareci, aici e un cartof stricat. Zic, de unde știi, ai văzut? Zice, nu. S-a băgat în lavă de cartofi, dar la o parte, undeva pe fundul ăzi era un cartof putred. Ce credeți? 3 sau 4 de lângă el deja erau putred. O las soția cartofii, i-a aruncat la gunoi și s-a făcut fain, s-a făcut un miros frumos în cămară. Știți ce n-am văzut în 38 de ani de viață? Dacă ați văzut, să mă contraziceți. N-am văzut 99 de cartofi buni vindecând unul stricat, dar am văzut unul stricat contaminând 99 buni. Aveți grijă la prietenii voștri. Cristi Boariu e media aritmetică a celor mai apropiați 5 prieteni pe care i-are. Hai să ne uităm și partea pozitivă. Cum arată prietenii adevărați? Că-s puțini ăștia. 1. Prietenii adevărați sunt mereu alături de tine, chiar și în momente grele. Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. O suna cineva pe un prieten. Alo, da, cum ești? Da, tot ok, dar zice, ai 1000 de euro, poți să n-ai împrumut. Dar zice, nu se aude bine, nu mai am semnal, zice, te sun mai târziu, zice. Ați înțeles, da? Ați înțeles.
Este și un proverb frumos, prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Iubiții mei, nu vremurile bune ne arată care sunt prietenii noștri, ci vremurile grele. Am fost operat în București. Din cele câteva zeci de mii de followers care aveam pe Facebook și prieteni și tot, numai doi mă căutau. Aveți grijă. Îmi spunea un băiat, știți că la Facebook este o limită, 5.000 de prieteni poți să ai, followers poți să ai mai mulți. Și îmi spunea, Cristi, zice, am 4.700, acum și ajung la 5.000 de prieteni. Zic, să nu dea Dumnezeu să ajungi în spital să vezi că tu să ai din ăștia 5.000. He, ce știi tu, zice, ce știi? Mă spune din spital după vreo două luni. Frate Cristi, zice, eu sunt aici și nu vrei să mă cauți, să mă vizitez. Dar zic, mai am un loc de aia 5.000. Zice, nu mă chema nimeni, nu mă cuta nimeni, zice. Să vă uitați când e greu în viață cât aveți pe lângă voi. Să vă uitați pe pământ. Hai să vedeți una frumoasă acum. Un prieten adevărat, un prieten care îți înțelege lacrimile, este mult mai valoros decât mulți prieteni care îți cunosc doar zâmbetul. Doar zâmbetul. 2. Prietenii adevărați nu sunt profitori. Acum eu vă spun ceva ce am păzit eu cu soția mea. Știți, întotdeauna când facem un cadou, îl facem după cum suntem noi, nu după cum e ăla la care dăm cadou. Adică dacă fac un cadou la un om care nu merită cadoul meu, nu-i dau o pungă de pufuleț pentru că așa merită. Îi fac un cadou după cum cred eu că mi-ar plăcea să mi se facă mie. Nu vă spun de câte ori am pățit în viață să facem cadouri faine la unii oameni și când au venit la noi, au venit cu mâna goală sau cu nimica. Atenție, n-am nevoie de cadourile lor. Dar mi se pare de bun simț să nu profiți după mine, nu? Prietenii profitori cer în mod constant lucruri, în timp ce ei nu oferă nimic. Nu oferă nimic. Proverbe 19:6. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri, cu ăla care face cadouri. Aveți mare grijă și depărtați-vă de profitori. Depărtați-vă de profitor. 3. Prieteni adevărați, iubiții mei, sunt prieteni evlavioși. De ce am folosit cuvântul evlavios, deși nu e așa răspândit în România? Evlavios înseamnă om cu fioșenie, om cu respect față de Dumnezeu, om cu teamă sfântă. Și ar trebui să vedem prietenii pe care noi îi avem. Sunt oameni care îl ascultă pe Dumnezeu, care fac ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Psalmul 119:63. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Acum o să vă spun ceva dureros. Prietenii evlavioși o să vă supere. Dar vreau să vă spun ceva. Prefer să mă super și să-mi spui adevărul decât să mă lingușești și să mă faci să cred o minciună. Pune mai departe. Prietenii adevărați îți vor spune adevărul chiar dacă acesta te-ar putea răni. Stați lângă prieteni care să vă spună adevărul, nu care să vă lingușească. Nu știu dacă ați auzit de Proverbe 27:6, auziți, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Știți pe cineva care are vreun copil cu numele Iuda? Dar de ce? Că Iuda e un nume foarte fain. Ce înseamnă Iuda? Iuda înseamnă lăuda să fie Domnul. Nimeni din România, eu n-am auzit în 38 de ani de viață pe nimeni să-și pună numele la pruncul lor Iuda. De ce? Pentru că numele lui Iuda nu bătea cu viața lui. O mers la Iisus și au zis, hai să te pup, zice. Și la preoț le-au zis cu câteva ore înainte, pe ăla care îl sărut, ăla e Iisus. După ce eu îl sărut, o să mă retrag și voi veni și îl legați. Vedeți că numele din buletin nu contează prea mult. Știți ce contează mult? Cum e viața noastră? Aveți mare grijă la prieteni, să fie prieteni care să vă spună adevărul. Să zic în față, vezi că nu-i frumos să minți și nu-i bine să minți și Dumnezeu nu-i place minciuna. Și nu-i frumos să înșel și dacă pui o mașină pe OLX, nu mai lăuda, că la cum ai lăudat-o, nici nu-ți vinzi pe vinzi, mă. Deci mă și mir că o vinzi. Și așa telefon fain, zice, vreau să-l vând, zice, e fenomenal, e mai bun ca și iPhone 15.
Și atunci de ce îl vinzi? Un prieten adevărat să spune, vezi că ce faci nu-i place lui Dumnezeu. Și oamenii din ăștia o să vă ajute în viață. Hai să mergem la ultima parte a mesajului. Cum să menții o prietenie adevărată? Wow, asta e greu. Asta e greu. M-a sunat cineva ieri, eu, ca și Bogdan, răspundem greu la telefon și uneori, Domnul să ne ierte, o facem așa de sec. Da, spune, că tot timpul oamenii care ne sună vor ceva de la noi. Și ieri m-a sunat cineva și am zis, da, spuneți. Fă-ți pic, zice, nu vreau nimic de la tine, vreau numai să spun că te apreciez pentru ceea ce faci. Zic, Domnul să te binecuvinteze, zic, că extraordinar, de șase luni am îndeșat în telefon, zic. Rar. Vedeți, să menții o prietenie adevărată înseamnă să sun și când n-ai nevoie. Să sun și când nu ai nevoie. Să sun pentru că poate are el o nevoie. Unu, prin sacrificiu. Acum, voi și eu suntem generația care am avut, poate voi ați avut mai mult ca mine. Noi când o cumpăra părinții primul Coca-Cola, știți când l-o cumpărat? Când am avut ceva musafir. Noi am fost nouă la părinți. Stăteam toți la ușă să nu bea ăștia prea mult suc, să ne rămână și nouă. Așa au fost la mine. Acum la voi, cum sunteți voi, poate e altceva. Dar, ascultați-mă, cu cât o generație are confort mai mult, cu atât se sacrifică mai puțin. Sacrificiul de obicei invers proporțional cu confortul pe care îl ai. Să citiți cartea aia, Prinții Cerșetori, e fenomenală. Fenomenală. Dacă vrei să fii prieten cu cineva, fără interes, trebuie să te sacrifici. În 2 Timotei 1:16 a zis Pavel lui Timotei, Apostolul Pavel a scris ultima scrisoare din Roma înainte să fie decapitat, să fie tăiat capul. Și în ultima scrisoare spune lui Timotei, Timotei, să ții aproape de un băiat pe nume Onisifor. Dar ce e așa? Are biceps ăsta sau ce? Ce e așa special la el? O zis, nu, zice, băiatul ăsta m-a căutat când eram în Roma și m-a căutat când eram și în Efes. Am intrat pe Google și am scris Roma-Efes și m-a dat 2000 de kilometri. Am o întrebare pentru voi și pentru mine. Când ați făcut ultima dată 2000 de kilometri să căutați pe cineva? Pavel era în pușcărie, nu pentru droguri, era în pușcărie pentru că a predicat Evanghelia. Și la Cezar nu i-au convenit asta. Și Onisifor a zis, Pavel, vreau să te caut acum când nu te mai caută nimeni. Acum când nu mai vor nimeni selfie, vreau eu selfie pe tine. Ce rare sunt oamenii ăștia. Și Pavel spune, Timotei, eu o să mor. Tu să ții aproape de oameni ca și Onisifor. 2. Cum se mai menține o prietenie adevărată? Prin iertare. Prin iertare. De ce? Greșim. Acum câteva zile au venit la mine acasă cineva și au venit să vadă copilul nostru al 8-lea. Nu știu cum s-au luat femeile cu vorba, că femeile stăiau cu vorba. Și soția mea a uitat să le arate pruncul. Deci ceva unbelievable, deci nu are vreo să ceva, eu am rămas. Și au plecat cine au venit la noi și eu mă duc la soția mea și zic, dar unde e copilul? Păi zice, doarme. Zic, stai un pic, tu nu ai arătat copilul la oamenii ăștia? Și el zice, am uitat. Super bani, mare. Wow, a trebuit să mă uit în jos, să mă uit așa la ea și de vreo 3 sau 4 ori am spus, deci nu pot să cred că ai făcut prostia asta, nu pot să cred. Apoi m-am dus să mă culc și când m-am pus pe genunchi am auzit o voce. Tu nu faci greșeli, zice. Tu ești perfect? O zis, nu doar că ai spus de 4 ori, mi-a zis vocea aia. Ai făcut-o să se simtă penibil și ai umilit-o. Că ea nu a făcut un lucru intenționat, ea nu a ascuns copilul, ea s-a luat cu vorba, ca între femei și a uitat. Du-te în cealaltă cameră, că ea nu poate dormi din cauza ta. Pentru că ai rănit-o și cere iertare. Știi ce e greu pentru bărbați? Orgoliu. Și-a trebuit pastorul Cristi Boariu să meargă în cealaltă cameră, să-și îmbrățișeze soția și să-și ceară iertare.
Și slăvit să fie Domnul că am o soție mai pocăită ca mine, care mă iartă. Că eu știu să o scareștere tare și nu-ți iertați până în ziua de aia. Știți? Iubiții mei, stați aproape de oamenii care sunt gata să ierte și stați aproape de oamenii care când greșesc își cer iertare. O zis Petru către Iisus, dacă greșește aproapele meu, de câte ori să-l iert? De 7 ori e suficient? Și-au zis Dumnezeu, de 7 ori, de 70 de ori câte 7. De 490 de ori pe zi. E cam greu să găsești pe cineva care de 490 de ori să-ți greșească. Dar auzi Dumnezeu, dacă îți greșește și își cere iertare, iartă. Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, deschideți-i proces. Nu așa scrie. Iertați-vă unul pe altul. Cu o prietenie se menține prin iertare. Și 3, și mă apropii de încheiere, prin sfaturi sincere se menține o prietenie. Proverbe 27:9, cum înveselesc unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Dă-te rog mai departe să vedeți ceva frumos. Aici o să dai click la fiecare punct. Nu, dă-i înapoi. Asta. Numai puțin. James Garfield era un tânăr ca și voi, 16-17 ani, din America. Și avea un prieten bun. Iar prietenul ăsta i-a dat într-o zi o foaie la James Garfield cu câteva sfaturi. Și sfaturile erau următoarele. Nu fi niciodată inactiv. Știți când vine diavolul la voi, când nu faceți nimic, vă dă el ceva de făcut. Ce mai mulți băieți care îmi spun, sau fete, că cad în pornografie, știți ce spun? Mă plictiseam, știți ce, și-am intrat pe telefon. Așa au program vă făcura Luca și Oli și Bogdan și Florina aici, că n-aveți timp să vă plictisiți prea mult în tabăra asta. Încercați să aveți și după tabăra asta să fiți tot timpul ocupați. Eu când văd la cineva la status, mă plicti cu capa, îmi dau seama că am... Diavolul nu prea are treabă cu oamenii ocupați. Vezi? Numai cu oamenii inactivi are treabă. De-aia, după ce Adam și Eva cad în păcat în Eden, spune Dumnezeu la Adam, treci la sapă și Eva la naștere. Să nu mai vezi timp liber. 2. Fă puține promisiuni. Uitați ce sfaturi faine de la un prieten. Fă puține promisiuni. Apropo, fugiți de prietenii care vă promit de toate și nu fac nimic. 3. Spune întotdeauna adevărul. M-a întrebat cineva, pastore, de ce? Vezi că nu te filmezi, nu punem pe YouTube. Acum, între noi doi eram la o masă. Chiar nu ți-ai mințit nevastă niciodată, zice. Acum, zice, între noi doi, mă, oricine minte, zice. Zic, nu am mințit niciodată. Bă, tu nu ești normal, zice. Nu ești normal. Zic, hai să spun ceva. În primul rând, sunt păstor, predic la alții să nu mintă. Nu pot să mint. 2. Sunt creștin. Și Biblia spune că tatăl minciunii este diavolul. Aveți grijă, dacă vă căsătoriți cu un mincinos, când mergeți în vizită la socri, dați de diavolul. Da, tatăl mincinosului e diavolul. Când te căsătorești cu el, socul e diavolul. Și trei, nu mi-a mințit nevasta în 14 ani niciodată, când trebuie încă 14 ani să mă creadă de nou. Zice. Da, înțeleg. Hai să vă spun ceva, iubiții mei. Dacă Florin mă minte, eu pot să-l iert peste o secundă, dar vreo 10 ani nu pot să am încredere în el. Deci, să te ierti una, să am încredere în tine. O zis Nicolae Iorga, cel mai inteligent român pe care l-am avut în istorie, peste 1000 de cărți scrise, o zis, încrederea nu se pierde decât o dată. A doua oară n-ai cum să o pierzi, că nu mai ai. 4. Trăiește în limitele veniturilor tale. Nu vă faceți creditul la Raiffeisen să vă luați iPhone 15, numai să fiți în pas cu toți. 5. Nu vorbi niciodată de rău pe nimeni, că ți se va duce vorba că ești un bârfitor. 6. Păstrează o companie bună sau nimic, adică decât să ai prieteni compromis, mai bine umblă singur. 7. Respectă-ți angajamentele. Mi-ai cerut 100 de euro săptămâna trecută și ai spus că mi-ai dai până astăzi. Înțeleg că nu mi-ai dat,
Dar nu înțeleg de ce nu mai sună de el să-mi spui că nu poți să-mi dai. Și nu înțeleg de ce acum când te sun spune abonatul nu poate fi contactat, vezi mai târziu, asta nu înțeleg. Respectă-ți angajamentul. Nu juca niciodată jocul de noroc. În fiecare săptămână scriu tineri, bărbați, am 30.000 de ori datorii zicea 1, am 15.000, nevastă mea habar n-are că suntem băgați la cămătare. Și când o să afle o să fie jale. Nu juca jocuri de noroc niciodată. Dumnezeu nu binecuvântează noroc. Nu. Nu bea băuturi amețitoare. De ce? Că spune Biblia că ochii ți se vor uita după nevasta altuia atunci când ești beat. Și o să faci multe prostii. 10. Caracterul bun e cea mai mare valoare pe care poți să o ai. Mașina care eu o am în parcare poți să o dau într-un stâlp din greșeală sau intenționat. Tricoul ăsta poți să-l schimbi peste o oră sau două. Caracterul pe care l-am îl duc cu mine toată viața. De aceea cea mai mare valoare a voastră e caracterul. Să nu uitați, iubite fete, când vă căsătoriți cu cineva, nu vă căsătoriți cu pormoneul lui, ci cu caracterul lui. Dacă e plin de bani, milionar în euro și te minte, îți spun eu că te doare. Că hainele de la Trendyol nu acoperă minciuna. 11. Dacă ai secrete, pune-le pe Insta. Nu. Păstrează secretele de acelea. Că oamenii iau secretele tale și când sunt lumea mai dragă, te fac praf cu ele. 12. Dacă poți să ajuți pe cineva, nu l-ai împrumutat. Când l-ai împrumutat pe cineva, ți-a devenit dușman. Mai bine ajută-l, dacă poți. 13. Asta e pentru băieți. Băieți, m-au zis? Nu te căsători până când nu poți întreține o soție. Că mulți băieți nu se pot întreține nici pe ei, ce nu mai ia pe cineva pe lângă. Nu te căsători, că e 90 de lei o cutie de lapte praf. Apropo, românii cheltuiesc 15 lei pan pe carte. 15 lei pan pe carte. Pe haine, 1000 de euro. Mai departe, 14. Când vorbești cu o persoană, uită-te în ochii ei. De ce? Că omul sincer să uită în ochii tăi. Fățarnicul numără pietre de pe jos. Deci dacă l-am bârșit pe Florin acum jumătate de oră, când dau mâna cu el, mă uit în jos, că am totuși un pic, știți? Economisește când ești tânăr pentru a cheltui când ești bătrân. Mai departe. Noi intram datorii decât dacă vezi o cale de ieșire. 17. Compania bună și conversația bună sunt tendințele virtuoase. Mai departe. Încă o dată. Caracterul tău nu poate fi rănit decât prin propriile tale fapte. 19. Dacă cineva vorbește rău despre tine, dă-i bloc. Nu. Mai departe. Lasă acțiunile tale să contrazic acele vorbe. Ce fain e asta. Și 20. Când te retragi noaptea și te pui în pat, gândește-te la ce ai făcut în timpul zilei. James Garfield a ascultat de astea 20 de sfaturi și a fost al 20-lea președinte al Statelor Unite. Închei mesajul meu spunându-vă că mi-a făcut o mare bucurie să vă pot fi de folos cu câteva sfaturi.